Baia Spri au început acțiunile de înfrumusețare a arterelor orașului, fiind folosite zeci de ghivece cu flori crescute în noua seră a localității, care au fost puse pe stâlpi ornamentale existenți de-a lungul străzilor. De asemenea, acum muncitorii sunt prezenți în zona spațiilor verzi, unde este tunsă iarba. Am început în prima fază cu instituțiile publice, adică cu școlile, grădinițele, atât din Baia Spri, cât și din localitățile aparținătoare. În momentul de față suntem în finalizare pe zona de Tăuț și cred că mâine vom finaliza și Chiuzbaia și Satul Nou de Sus. Mă refer în primul rând la instituțiile publice și școli, grădinițe. Pentru că rezultă o cantitate foarte mare de iarbă de pe urma acestei acțiuni, autoritățile locale se gândesc să o depoziteze și să facă compost din ea, așa cum s-a făcut la debutul primăverii cu crengile pomilor toaletați. În această perioadă vor fi amenajate de asemenea pe raza orașului și mici expoziții cu flori. Este vorba de niște amenajamente florale, cum avem și în fața primăriei. Ne gândim că în zona urbană, unde, adică în centrul nou al orașului, unde nu prea avem zone, să facem niște amenajamente florale care să dea bine și să arate, să dea un aspect orașului mai deosebit, adică mai frumos. Fond de floare avem în momentul de față, deci avem cu ce, însă nu avem logistica și chiar materiale necesare pentru a face aceste expoziții florale. Datorită faptului că orașul este traversat de drumul național 18 și pe anumite porțiuni este doar zonă verde, administrația locală se gândește să monteze în zonele respective anumite ornamente în care să fie așezate flori.